Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. După cum am promis în clipurile precedente, am revenit cu o serie de episoade despre cum măsurăm diverse componente electronice. Dacă într-un clip anterior am vorbit despre cum măsurăm și alimentăm corect o diodă luminiscentă, denumită LED, în videoclipul prezent voi spune și prezenta cum măsurăm testăm un tranzistor bipolar. Tranzistorul bipolar este un dispozitiv semiconductor format din trei zone. Pentru a nota cele trei zone, trebuie să știm că există două tipuri, PNP și NPN. Litele respective semnificăm P de la pozitiv, plus, pozitiv din engleză, și N, negativ, din engleză, minus. Putem asemăna oarecum schema internă cu două diode, da? Însă, trebuie să știm că în realitate nu se poate înlocui un tranzistor cu două diode. Este doar o asemănare, o analogie, pentru a vă face o idee la măsurare. Atașate acestor trei zone, avem trei terminale, denumite colector, bază și emitor. Când facem verificarea unui tranzistor, o facem întotdeauna având în centrul atenției baza, da? Culmea, de asta se și numește baza. Cum măsurăm, testăm un tranzistor? După cum știți, sunt videoclipuri de măsurare, testare a unei diode, știți deja cum să măsurați și un tranzistor. De asta s-a și desenat schema de asemănare cu două diode. Bineînțeles, v-ați dat seama că în cazul PNP, negativ pe bază, da, o asemănare cu două diode, ca tot comun, da, pe bază, punând minus pe bază și plus pe colector sau emitor, conduce curentul electric. Invers, dacă punem plus pe bază și minus pe colector sau emitor, nu conduce. Așa și în cazul tranzistorilor NPN, având plus pe bază, da? În cazul în care punem plus pe bază, asemănarea cu două diode, punem plus, să spunem, pe anodul diodelor și minus pe fiecare catod în parte, sau pe colector sau emitor, conduce curentul electric. Dacă punem invers, minus pe bază și plus pe colector sau emitor, nu conduce curentul electric. Ok, să trecem la măsurarea practică. Pentru a măsura un tranzistor, trebuie să selectăm multimetru pe zona de măsurare a diodelor. Introducem un fel de bornele specifice de măsurare a diodelor. Să luăm primul tranzistor pentru o măsurare, un 2N3055. Uitându-ne data sheet-ul, catalogul tranzistorului 2N3055, o să vedem că întotdeauna carcasa metalică a acestui tranzistor reprezintă colectorul, da? Iar ceilalți doi pini, uitându-ne în spatele tranzistorului, pinii mai jos de centrul imaginar, da? Cum e în cazul acesta, sunt mai jos de centrul imaginar. Pinii sunt numerotați în felul următor. Emitor în partea stângă și baza în partea dreaptă, da? Deci emitor partea stângă și baza partea dreaptă. Din câte știm, acest tranzistor este unul NPN cu plus pe bază. Colector plus pe bază. Și trebuie să avem o cădere de tensiune. Avem 564 de mV, 0,5 V. La fel, între bază și emitor trebuie să avem la fel. 570 de mV, 0,5 V. Iar măsurând în capete, colector, emitor, da, nu trebuie să conducă. Dacă acel tranzistor conduce între colector și emitor, înseamnă că este ars, este dus. Măsurăm și invers. Deci nu numai minus pe colector, plus pe emitor, și invers, plus pe colector, minus pe emitor și nu trebuie să conducă. Invers, cu minusul pe bază și plus pe colector sau emitor, nu trebuie să conducă. Deci plus pe colector, minus pe bază, nu conduce. Invers, plus pe emitor și minus pe bază, nu trebuie să conducă. Deoarece este un tranzistor NPN, da? Cu plus pe bază. Deci este clar, minus pe colector, plus pe bază și minus pe emitor, plus pe bază, trebuie să conducă curentul electric.
Trece la alt tranzistor, renumitul BD140, da? De câte știm din foaia de catalog, din datasheet, tranzistorul BD140 este unul PNP, un minus pe bază, iar numerotarea pinilor este în felul următor. Primul pin este emitor, al doilea e colector, al treilea este baza. Deci emitor, colector, bază. Baza în partea dreaptă, cum ne uităm către tranzistor. Fiind un tranzistor PNP, conduce având minus pe bază și plus pe colector sau emitor. Este bine, da. Avem o cădere de tensiune de 0,647 V, 647 de milivolți, și pe emitor avem o cădere de tensiune de 650 de milivolți, 0,6 volți. Iar între emitor și colector nu trebuie să conducă. Și inversăm emitor-colector. Întotdeauna când măsurăm trebuie să punem și invers, nu trebuie neapărat într-un singur sens. Încercăm plus pe bază, din câte știm nu trebuie să conducă. Dacă acel tranzistor conduce, înseamnă că este ars. Deci plus pe bază, minus pe colector sau pe emitor nu conduce, da? Da, și acest tranzistor este bun. Luăm următorul tranzistor, tot un BD, BD139. Uitându-ne în foaia de catalog, acesta este un tranzistor NPN, cu plus pe bază. Ordinea pinilor acestui BD139 este la fel ca în cazul tranzistorului BD140, numai că acesta fiind NPN cu plus pe bază. Ordinea pinilor este identică, însemnând emitor, colector și bază. În cazul acesta, fiind NPN, trebuie să avem plus pe bază și minus pe ceilalți terminali. Și este bine, da? Invers, minus pe bază și pe ceilalți doi pini, nu trebuie să conducă. Este bine. Verificăm și între emitor și colector. Și este bine. Luăm un alt tranzistor, de această dată unul cu o capsulă mică, un BC547. Din câte știm din foaia de catalog, acesta este un tranzistor NPN, cu plus pe bază. Din datasheet, ordinea terminalelor este în felul următor. Colector, bază, emitor. Deci este colector, bază, emitor. Fiind un tranzistor NPN, punând plus pe bază și minus pe colector sau emitor, trebuie să conducă curentul electric. Da, de câte se vede, e ok. Și minus pe celălalt terminal, pe emitor, da? Este ok. Deci baza mijloc, aici este colector și emitor în partea dreaptă este. Invers, cu minusul pe bază, nu trebuie să conducă. Este bine? Este bine. Verificăm între colector și emitor, în capete, nu trebuie să conducă. Invers. Și mergem la ultimul tranzistor, un BC557, tot aceeași capsulă, acesta fiind un tranzistor PNP de data aceasta, cu minusul pe bază. Ordinea pinilor și la acest tranzistor, BC557, este aceeași cu al tranzistorului anterior, BC547, însemnând, de la stânga la dreapta, colector, bază, emitor. Deci, colector, bază, emitor. Acesta fiind un tranzistor PNP, N pe negativ pe bază, minus pe bază, măsurăm în felul următor. Minus pe bază și plus pe celelalte două terminale, emitor sau colector, trebuie să conducă. Este bine. Și invers, plus pe bază și minus pe colector sau emitor, nu trebuie să conducă.
Bineînțeles, nu uităm să măsurăm și între celelalte două terminale, colector-emitor. Punem și invers, colector-emitor invers, invers în polaritate și este bine. Aici se oprește acest video despre cum măsurăm și testăm un tranzistor bipolar. Voi reveni pe viitor cu alte videoclipuri, un vmetru pe care îl voi realiza practic, apoi cu alte componente precum tranzistoare MOSFET, dioda Zener. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați de like, subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări la fiecare încărcare. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept la un alt videoclip la fel de util și interesant. Toate cele bune!